același timp, o să intrăm în careva detalii în care nu am intrat la partea practică și o să înțelegeți și de ce am intrat la partea practică cu lux și lux de amănunte. Haideți să vedem, pe lângă asta, cine și ce strategii folosește în tranzacțiune. Intuiesc situația la toți, e standard, e vorba de nivele și trend, asta nu lipsește la nimeni. Nu cred că cel puțin 95% din traderi folosesc trendul și nivele. Și pe lângă asta, un indicator, doi tehnici. Ce indicatori folosiți? Stohasticul, MACD-ul. Încă? Este cineva care folosește altele? RSI-ul. CCI. Toate aceste, toți acești indicatori care i-am enumerat până acum și toți și marea majoritate indicatorilor se bazează de fapt pe ce? Pe media mobilă. Stohasticul ce are? Două medii mobile care, spun așa, aleargă între două nivele. Când e supracumpărare, când e supravânzare. MACD-ul din ce este format? Din mai multe medii mobile care e simplă, care e exponențială, o să vedem astăzi. Și respectiv, de ce se primesc convergențele și divergențele? Una, să spunem așa, aleargă mai repede înainte, alta rămâne mai urmă și, prin urmare, își primește acea divergență sau convergență, dar și nu coincide uneori cu graficul. Adică nu repetă, acea histogramă nu repetă efectiv graficul. Din aceste motive sunt unele necoincidențe. Haideți să vedem ce este media mobilă. Haideți, domnule, noastră, cu siguranță știți. Nu știți? De ce spune medie? De ce e mobilă? Sfântul numărului care e mobilă, în dependență, cât punem acolo? 14 sau 233 și apare graficul mediu. Exact. Se face o mediu, se face o medie la un anumit număr de lună. Este un indicator foarte și foarte simplu. Prin lectura de specialitate, așa să spun, sunt păreri diverse, care spun că el e mult prea simplu, alții spun că de fapt asta și oferă efectul lui, că de fapt e simplu și lucrează. Dar de fapt, medii mobile sunt de mai multe tipuri. Da? Deci, noi cunoaștem media mobilă simplă, care a spus că este un număr anumit de lunări și se calculează cum? În anumită perioadă de timp. Dar prețurile sunt mai multe. Da. Corect, e lunarea. Câte prețuri ai lunarea? Are și preț maxim. Minim. Și preț minim. Deschidere și închidere. În cazul dat, să spunem că prețul open și prețul close. Respectiv, în momentul în care se formează acea formulă a mediei mobile, poate să fie ținut cont de patru prețuri. De asta ați văzut în setări, când setăm, când pasăm media mobile, avem caseta în care le pune să alegem. Adică media după care preț. După prețul maxim, după prețul de închidere, deschidere sau prețul minim. Media care se face, se face pe un interval fix, stabilit. Da? În principiu nu ne interesează la momentul actual media la lunările de 3 săptămâni urmă. Momentul în care eu aștept momentul de confirmare acum. În momentul actual. Simplu și ușor. Care medie mai este?
media mobilă ponderată linia. Mare diferența dintre media mobilă simplă și media mobilă ponderată linear, nu. Există acea pondere. Ce înseamnă acea pondere? Este de o importanță la o valoare anume. Este, dacă să spunem că formula la media mobilă simplă este una simplă, aici este formula mult mai, mai complexă. Și se dă cu cât ponderea este mai mică, cu atât, să spun așa, importanța, valoarea, accentul pe acea pondere este, prin urmare, mai mică. Adică dacă ar fi ponderea 0, exact aceeași medie mobilă simplă. Media mobilă exponențială. Cunoașteți? Ce presupune media mobilă exponențială? Dacă media mobilă ponderată și simplă face o medie la un număr fix de lunări, media mobilă exponențială, de fapt, face media la toate valorile prețului, punând accent pe lunările actuale, pe ultimele modificări, pe ultimele evenimente, ceea ce o face foarte sensibilă în comparație cu celelalte. Este mult mai sensibil. Sunt două aspecte la sensibilitatea mediei mobile exponențială. Faptul că ar da, să spunem așa, semnalele mai rapid. Al doilea aspect, că din semnalul ăla mai rapid, din semnalele care le dă mai rapid, probabilitatea este mai mare ca să fie semnale false. Da, fiindcă știm că prețul nu e bătut în cui se mișcă exact până în punctul ăla. E o zonă. Și în momentul în care el se respinge din acea zonă, fiind foarte și foarte flexibilă media mobilă, unii trader pot să o interpreteze ca o confirmare, de fapt, de intrare în tranzacție invers. Și este ultima medie mobilă, care este foarte rar folosită, media mobilă uniformizată. Formula, așa se spune, de calcul sau principiul de funcționare este unul foarte și foarte complex. Dacă media exponențială este una sensibilă, aici este, spunem așa, opusul mediei exponențiale, este foarte și foarte nesensibilă, așa se spune. Ea se folosește foarte rar de trader. Unii trader o mai folosesc pe cotațiile ale căror mișcări sunt foarte și foarte, așa se spun, mari. Volatilitatea este foarte și foarte mare. Și haideți să putem să-i spunem așa că media asta uniformizată o folosesc cu ideea de a mai liniști din preț. Adică faptul că prețul este foarte și foarte volatil, iar din contra media este lentă, spunem că intrările sunt mult mai rare. Adică mai liniștește din preț, din intrări. Bun. Am înțeles. Cel mai probabil n-ați înțeles ce înseamnă fiecare. Din acest motiv că putem? Trebuie să le vedem. Din acest motiv nu intrăm în amănunte la partea practică, fiindcă diferențele nu sunt esențiale. Spun că ar schimba tranzacționarea radical la trade. Bun, haideți să vedem cum tranzacționăm după media mobilă. Sunt, să spunem așa, mai multe maniere de a folosi media mobilă. Media mobilă poate fi folosită de una singură și poate fi folosită în combinație de două sau trei sau chiar alegatul. Cunoașteți? Da? Acolo, de fapt, ce sunt?
3 medii mobile. Medii mobile care de fapt ce fac se intersectează între ele. Da, au un anumit algoritm, așa se spun. Apart. Dar de fapt tot e vorba de medii mobile. Haideți să vedem. Spuneam că poate fi folosită de una singură, poate fi folosită în combinație. Combinații sunt foarte și foarte multe. O să discutăm imediat despre una dintre ele. Un trader de-a meu, ce-a făcut? A luat și efectiv experimentat. Cum se comportă media mobilă X cu Y? Și respectiv e vorba de intersecția lor. Și făcea o statistică. Așa, asta am înțeles cum funcționează. Hai să văd alte, adică să spun diferența și mai mare. Adică este una lentă, o spune o medie mobilă lentă și o medie mobilă mai activă, așa să spun. Și aia activă o intersectează pe așa, dar tot încerca diferite diferiți parametri. Spune să vadă odată cu diferența mai mare, odată cu diferența mai mică, să vadă cât de des o să dea semnale, din aceste semnale cât sunt bune, cât sunt eronate, și a făcut propria lui strategie, după care tranzacționează, cred, și până ziua de astăzi. Bun. Haideți să vedem în continuare. Deci noi știm, haideți să vedem de una singură folosind-o, că de fapt, strategia clasică ce spune? Haideți să știți. Cum tranzacționăm după media mobilă? Din start am pus, spunem așa, ca un filtru, ideea că este mult mai safety, mult mai în siguranță, adică dacă să facem un filtru și o să selectăm intrările pe direcția trendului, și anume pe impuls. Ideea care este? Deci e vorba de străbaterea medii mobile. Strategia ce spune? În direcția trendului. E vorba de intersecțiile lor. Da? Când un aer se închide, da, prețul de închidere este deasupra mediei mobile, este și confirmarea de intrare în tranzacție. Asta este strategia clasică, care o cunoașteți până aici, nimic nou. Haideți să mai vedem încă careva filtre, spunem, de intrare în tranzacție. De fapt, nu vreau să știu. Media mobilă, de fapt, ce este? Un profesor este un nivel. De ce unul dintre filtre, momentul de intrare în tranzacție, dacă ar fi să discutăm doar fără indicator, pe direcția trendului și la străbaterea nivelului. Care este momentul de intrare? Confirmarea. Închiderea unei lumări și nu pur și simplu închiderea, dar să aibă un corp semnificativ deasupra, dacă vorbim de intrare de bai, deasupra nivelul. Respectiv, acea confirmare ne dă ideea că a ieșit din acea zonă, se mută în următoarea mai departe. Exact aceeași manieră poate fi folosită și la media mobilă. Adică nu pur și simplu să fie prețul de închidere deasupra mediei, dacă vorbim de bai. Dar anume, să și măsurăm corpul lumânării care depășește. Al doilea filtru, care ar fi? Acum, cu filtrele astea. Nu mergeți în extrem mai la altă. Dacă puneți prea multe filtre, s-ar putea să nu mai bucați intrare. O să vă selectați ale voastre potrivit. O altă posibilitate este când traderul așteaptă atât prețul de deschidere cât și de închidere al lunării să fie pe partea cealaltă a mediei mobile. În momentul în care se începe impulsul, de exemplu, da? Dar nu e suficient că, să zicem, pentru trader, nu e suficient, pur și simplu, a fost străbătut
pregătit media mobilă, mai așteaptă încă o lunare, a cărui preț atât de deschidere cât și de închidere să fie deasupra mediei mobile. Atunci spunem așa că el este și mai sigur, într-adevăr, prețul o să meargă în direcția respectivă. Doar că, iarăși, este un moment, un aspect. Dar nu toți traderii așteaptă 3, 4, 5, 6 confirmări. Dar strategia clasică ce spune? Băi, s-au închis, intrăm. Și în momentul în care spunem că intră trader, vorbesc nu de 1, 2, 3, nu știu, doar cine face prețul? Însăși traderi. Și în momentul în care se găsesc, de exemplu, traderi care mărg pe ideea asta, că nu mi-l-a străbat trader, ce faci când într-un volum mare de trader pe piață? Yes. Prețul se mișcă în direcție, apare cerere, gata, s-a dus. Așteptând încă o lunare, să zicem că sprint, din motivul volatilității de atâta acolo cerere, ce faci? Sparmează o lunare sănătoasă și stau și mă uit. Cu manțul fixat profit, dar eu aștept filtre. Da. Bun. O altă manieră. Pot fi folosite două medii mobile, dar cu aceeași valoare. Diferența care o să fie? Nu, chiar de același tip. Ambele simple. Ambele simple. Ideea că la una vom seta prețul maxim, la alta prețul minim. Se primește așa ca o, ca o zonă mai mare, adică e aceeași medie mobilă, numai că nu e o linie, dar e o zonă care cuprinde prețul maxim și minim. Știți, sunt pescari în sală. La competiții, când sunt mai multe echipe, nu vine exact unul lângă altul, echipa lângă echipă, dar este o zonă neutră. Buferna e zonă, dar în care zonele sunt delimitate cu frânghii și unii n-au voie să sară în partea înaltă de frânghii. Și acum nu vine o frânghie la două echipe, dar sunt două frânghii și respectiv este o zonă neutră în care nimeni nu are voie să sară. Dar e ca să primești așa, spunem că o zonă neutră, da, buferna e zonă în care traderul așteaptă să depășească ambele medii. Da, respectiv o să fie exact aceeași medie mobilă, doar că o să fie una, de exemplu, prețul maxim și exact aceeași mișcare, practic, cu prețul minim. Imediat o să ne uităm și pe grafic. O idee asemănătoare acestea este deviația mediei. Cunoașteți? Ideea de deviație în medie mobilă. Ați auzit? Este un indicator envelopes. Cunoașteți? Care, de fapt, el este ca dacă tipurile de medie mobilă care le-am specificat mai devreme, de fapt, este același indicator, media mobilă, și din setările indicatorului se selectează tipul medie. No, deviația mediei mobile, de fapt, este un indicator separat, care, iarăși, după anumite parametri, după anumiți parametri, după anumite calcule, el face, iarăși, ca ideea asemănătoare cu prețul maxim și minim, doar că acolo sunt principiile altele de funcționare. Dar ideea este aceeași. Noi nu vorbim de medie mobilă, dar este o deviație maximă și deviație minimă între ele. Ca de exemplu, se setează, haideți să încercăm să fim mai simplu să și discutăm pe grafic în momentul în care se setează
parametrii de viață pentru, să spunem așa, H1 ar fi o medie aproximativ ca să aibă diferență între deviații, ar fi o parametru de aproximativ 35, media mobilă 35. Și imediat am șansă să vă arăt, o să plasez doar deviația, doar envelopes. Și după care, când o să plasez media mobilă cu același parametru, o să vedeți că este exact între ele. Principiul este același, de tot este de fapt o zonă mobilă. S-a pornit. Sau încă nu s-a pornit. Am și imediat. Este. Dacă din cauza soarelui, din păcate, nu se vede foarte, foarte mult. Poftim? Da, și da și nu. Adică... Știți ideea? Ne luăm telefon, fain, frumos. Și îl punem în hus. De asta le-a luat chiar așa de fain și finuț și îl simți și îi pui hus. Adică ideea că îi privelești, că e panoramă și pui perdic. Dar de-am des treabă pe rim și asta. E perioada în care la 5 de-am în apropiere. Nu, o să, cu siguranță o să remediem situația. Deci vă spuneam de indicator care este tot de trend. Și îl vedeți envelopes, care are parametri, adică periodicitate, exact ca la media mobilă. Spuneam că e vorba de 35. Deci spuneam de periodicitatea. Ar fi aproximativ 35 și deviația se mai setează, care ar fi un 0,200. O să vă apară cu parametrii standard cu 0,1, dar o să punem 0,02, deci 35. Așa, spuneam 0,200. Și avem, da, mie în rusă platformă, da, verhnia graniță și nižnia graniță, da, deviația care spuneam superioară și inferioară. Și exact, nu știu dacă o să-i dăm un zoom, da, vă spuneam că se aseamănă cu ideea de high și low prețuri. Dacă îi pun media mobilă, tot de același parametru, de exemplu 35, moving, asta e, pun același parametru 35, haideți să punem de o culoare separat, ca să se deosebească, în același timp se vadă, haideți să punem așa cu maroniu, purple, de fapt. Ok. N-am pus 35, dar acolo n-am modificat, cred că. Exact. La ceea ce vă spuneam.
Deci liniile superioare și inferioare sunt acele deviații ale mediei mobile care este în mijloc. Doar că indicatorul de ce nu conține și media mobilă din mijloc, intrările, este vorba la străbaterea extremelor. De asta și indicatorul despre care vă spun, el de fapt este format din două extreme. Și dacă să revenim la ideea anterioară, o precizare care n-am făcut-o de la început. În ce situații folosim media mobilă? Pentru confirmare întâlnirilor. Prea vag am pus întrebarea. Ideea este că media mobilă își are rostul în trenduri ascendente cât și descendente. Mm-hmm. Mai puțin folositoare este în situația flutterilor. Da. Ce înseamnă flutter? Oscilează între două nivele. Deci, sunt prețurile maxime ale mișcărilor și minime. Corect? Și media mobilă ce face, de fapt? Face media și el o să fie cum? Aproximativ media pe mijloc. Ce mă mai ajută străbaterea într-un flat când deja este aproape de rezistență? De asta el lucrează foarte, foarte bine, adică cu adevărat util traderului în trenduri ascendente, când mișcările sunt mai lungi, corecția mai scurtă și respectiv pe intrările mai lungi ale impulsului, mai rămâne loc încă și pentru profit. Probabil și în figură totul funcționează cu triunghi. Incertitudine, da, că să spunem așa, flat-ul, într-un fel sau altul, tot ar fi o incertitudine. Adică nu e clar că se vinde sau că se cumpără. Da? Trendul ascendent e clar. E tendința acum, toți cumpără acel instrument. Trend descendent, toți vând acel instrument. Și dacă ar fi să ne uităm, diferența care este? Că de fapt nu este o linie fixă, da? Este o străbătut în direcția trendului. O străbătut ultima deviație de jos și a mers în direcția trendului. Da, iarăși o străbătut de sus, fiindcă, iată, de exemplu, aici. Și aici, de fapt, tot într-un fel sau altul, de fapt, o mers, numai că nu foarte mult. Numai că și a fost schimbarea din tendința ascendentă în tendința descendentă, dacă vorbim de H1. Bun. Ca idee, ați înțeles? Situația. Bun. Haideți să vedem încă media mobilă, tot singură. Haideți să cam dat am spun. Pauză. Media mobilă în continuare folosită de una singură, doar că cu parametri mai mari. De exemplu, moving average, parametri 50. Media mobilă simplă, nu ne complicăm. Care ar fi menirea acestei medii mobile? Menirea ei ar fi ca un nivel de suport într-un trend ascendent sau un nivel de rezistență într-un trend descendent. Se practică, el merge și în H1, mai frecvent în H4. Ideea știți care este? Față de celelalte, fiind parametri mai mari, este mai puțin flexibilă, este mai rigidă. De asta spuneam că are formă, adică are menirea de un nivel. Momentele de intrare nu e doar străbaterea, dar și respingerea de la media mobilă. Adică,
Atât timp cât prețul se află în deasupra medii mobile, dacă să așa spun medii mobile. Deci asta să zicem că este media mobilă și prețul. Să zicem că o strâmbătut, respectiv ce este? Moment de intrare. Prețul fluctuează. În momentul în care ajunge la nivel, ar putea să lasă niște umbre sau o lunare micuță. Iarăși, îl tratăm ca pe nivel, nu ca pe... nu-i punct fix, e zonă. Dar ar putea să formeze, de exemplu, o lunare micuță, care nu mi-e suflă mie, nu-mi dă idee, gata, e strapatele și îl duc și mai departe. În momentul în care se formează o lunare, iarăși este de baie. El iarăși fluctuează. Fiind media, parametri mari, el nu fluctuează imediat după preț. Prețul poate să crească, să se întoarcă, dar media avea să se niște. Prin urmare, se duce mai departe. Se întoarce și înapoi, iar poate să respingă. Dacă am confirmare, iarăși. Deci este vorba de, să spunem așa, de o strategie de lungă durată care ar putea să dureze o săptămână. Adică se adaugă în poziții, în funcție de evoluția prețului, ieșirea care ar fi. Efectiv, străbaterea mediei mobile. Spunem că ar mai fi încă o opțiune, spunem o diversitate. Adică dacă spunem că sunt traderi care merg pe idei, sunt în sală care tranzacționează după media mobilă în timeframe-ul mic. Scalping. De ce în ce timeframe-ul tranzacționează? 5 și 5. Și folosiți media simplă. Da. Cu parametrii respectiv relativ mici. Dar trebuie să fie flexibil, să dea intrarea pe moment, fiindcă este o intrare scurtă. Asta, să spunem, ar fi o alternativă în opoziție, adică sunt intrări mai rare, da? Și de mai lungă durată. Ok. Haideți să vedem despre intersecția lor. Deci, după cum vă spuneam mai devreme, deci poate fi folosită media mobilă nu de una singură, dar în combinație cu cu o medie de alți parametri. De exemplu, 35 și 50. Deci o să fiu eu. Media mobilă 35 o să fie prea lea. Hai să spunem media mobilă 35 și 15. Media cu parametri mai mari o să fie media lentă, respectiv cu parametri mai mici o să fie media mai rapidă. Și prin urmare, intersecția lor dă momentul de intrare. Aici este adno-no. În momentul în care media o intersectat, asta pe grafic, de fapt, ce s-a întâmplat cu prețul? Dacă vorbim de media, să spunem, mai rapidă, totuși o intersectat media mai lentă. Prețul dus de mult sau în jos. Exact. Dacă vorbim că o străbătut de jos în sus, adică e vorba de o creștere. Respectiv, prețul de fapt este unde? Undeva? Mult mai sus. În marea majoritate a cazurilor, astfel de intrări, în astfel de situații, urmează o corecție. Adică traderul el așteaptă intersecția. Când se uită pe grafic, dar au fost o
o consecutivitate, așa să spun, de lunări crescătoare, el intră, fiindcă a văzut intersecția, ce faci trader? De buy, da? După o astfel de creștere, în mod firesc, urmează și o corecție. Prețul se întoarce, traderul ce face? Chide tranzacția, că se întoarce împotriva lui, și mai departe, prețul ce face? Tratează media mobilă în situația care spuneam precedent. El se respinge și se duce mai departe. De ce spunem așa, ca o idee, ca un filtru la strategia asta, ar fi intrarea nu la intersecția efectivă a ei, dar după, da, anume intrarea la respingerea de la după ce s-a intersectat, corecția s-a respins și s-a dus în continuare deja în direcția stabilită. Haideți să vedem cum ar arăta asta pe grafic. Să porniți, să porniți, să șterg și tabla. Așa, haideți să ștergem și anvelopele. Și spuneam că plasăm două medii simple. Trendovei. Așa, moving average. Una, 35. Da, ce spuneam metodele, da? Tipurile. Exact ce le spuneam, numai că ele sunt plasate în engleză. Media mobilă simplă, exponențială, smooth și weighted. Smooth e uniformizată, cealaltă este vorba de ponderată. Și ce spuneam eu mai devreme, că prețurile pot fi selectate, după care să se închidă. Media mobilă simplă de 35, spunem asta o să fie, se primește ca aia lentă, slow, o să o punem mai groasă și o să spunem media mobilă moving average. Cu, la fel simplă, doar că 15. Și o să punem de altă culoare. Dar îi punem ambele pentru închidere? Da, da, da. Doar că să modific culoarea, să fie mai ușor de urmărit. Așa. Respectiv. Ce vă spuneam eu? Intersecția aici, corect? Dar dacă e să punem regla care ne ajută, intersecția a fost aici, dar prețul ăsta se deja aici. Unde sunt pe o astfel de descădere, parcă nu prea ți-a intrat așa în tranzacție. Și respectiv, se întâmplă ce? Acea corecție care și-a fost intuit, eu am ajuns înapoi în zona despre care vă spuneam, dacă noi fix nu suntem la pisin linear, unde să socotim, spunem, cum se numește la care măsoară acum, ștanghele, știa că îi spune, să arată micronii sau cum să și să arată, dar să fix, să fix, nu e asta, vorbim de zonă. Și aia că au ajuns în zona asta și aia că este lunarea care în confirmă că el într-adevăr se respinge de la, de la medie. Din nou, se respinge de la medie. Da, spuneam că mediile mobile cu parametri mai mari, într-un fel sau altul, des folosește, nu care funcția, se comportă ca un nivel care este flexibil, nu-i fix, cum l-am pus așa și stă. Mergem după preț. Și ideea care este în direcția
trendului. Da, este mult mai sigur. De asta se întâmplă și pe valute sau mai fi cotațiile foarte volatile, cum petrolul, pe... Nu știu, și pe valute. Putem să căutăm. Haideți să ne uităm și pe valute. Care valute să ne uităm? Pe mexican. Pe mexican. Haideți să ne uităm. Vă plac instrumentele mai volatile. A fost la masterclass data trecut și am zis că ai să studiez. Știu, și deja, haideți să vedem, pe mexican. Căci chiar nu știu cât e un punct ca valoare. Haideți să ne... cine știe cât e un punct pe mexican ca valoare? Spread-ul, știți cum să vă uitați? Da. Și cum să ne uităm câte puncte are? Așa, haideți să dăm exemplu o tranzacție. Așa, să-i dăm, ce-i dăm, buy sau sell? Sell, da. Doar un aspect că, din motiv că e conectat prin proiector, calculatorul merge mai greu, face figuri. Am calculat calculatorul, putem mai 0020, dar nu sigur că așa. Am o șansă să vă arăt. Putem că vrei să pui stop loss pozitivă. Minus, altele pui minus 2 puncte și ți-ai luat de grijă, de exemplu. De aici, cum... Așa, s-a plasat. În partea stângă, la graficul, da, avem sell un lot de la prețul. Acum, cum să vedem câte puncte are el? Efectiv, luăm cu mouse-ul. În momentul de unde s-a deschis tranzacția, rămâne o linie punctată. Ăla e nivelul, prețul de la care s-a deschis tranzacția. Și spunem că mergem în jos. Am și o secundă. Și vedeți, tot acolo în stânga apare. Iată, 103 dolari îs 207 puncte. Prin urmare, cât îți primește un punct? 50. Aproximativ 50 de ceați. Așa că e foarte simplu de calculat până la cifre rotunde. La 100, la 200 sau la, nu știu, funcție de 1000 de puncte. Cum vă avem ecumat. Și în așa manieră se vede cât valorează un punct. Și respectiv, spread-ul cât e? Câte puncte la mexican? 70. Prin urmare, ca și valoare la un lot, ar fi aproximativ 35 de puncte, 35 de dolari. Deci, cum avem cotațiile de bază, da? Euro-dolarul cât e? 30, da? Dolarul cu iena japoneză? Chiar e sub 30, da? Dolarul cu canadian? 4 puncte. Deci, acele 7 cotații de bază, care chiar efectiv și începem, primele 4 cotații de bază au 3 puncte, adică, adică nu, puncte sunt 3. Ca valoare, îți primești 30, vă spuneam, de dolar cu iena japoneză, chiar sub 30. Și ulterior mai vorbim de australian cu dolar, neozelandez cu dolar și dolar cu canadian, care au deja 4 puncte. Cum e că mexicanul între 30 și de puncte. Haideți să plasăm mediile mobile. Să vedem cum funcționează pe deci 15 avem, ne mai trebuie de 35. Și să o punem de altă culoare, albastru. Așa.
Ce a fost aici? O zonă de incertitudine. Da, e ca o, dacă ați văzut la masterclass, noi des folosim ideea de că o zonă, menționăm cu oculare, fie cu verde, fie cu galben, adică e o zonă de incertitudine, adică nu-i triunghi, e sub forma unui, dacă vreți să spunem flat micuț, numai că nu trebuie să-i spunem flat, că vine din lunare în lunare. De asta îi spunem că e zonă. Și respectiv, ce-o fac? Medile? Sau? Apropiat. Haideți să ne uităm sus, iarăși, la fel avem o incertitudine, într-un final mai jos el o mers. Aici sus, în partea asta, de bifes. Ce spunem eu? Intersecția unde a fost și prețul de fapt era deja sus. Ce-a făcut el după asta? S-a întors, cum a dat asta, s-a întors chiar până la respingere făcută din la media mobilă mai lentă. Mm-hmm. Adică aici nu era să intru, când am avut o lunare care era să ne arate, s-a respins. Mm-hmm. Și efectiv nici nu era să intru. El s-a respins în final de la zona asta. Mai aici a fost o mișcare ascendentă. Așa, stați care e, că am încurcat, care e rapidă, care asta rapidă se primește, e roșie. E roșie. Deci el a fost aproximativ jos. Iată ce s-a întâmplat, ce spuneam eu. A fost mai întâi, deci el era tot jos, corect? Aici o intersectat. Respectiv, intrarea era sus. Din motiv că am așteptat respingerea, dar de fapt ce-a făcut s-a mutat mai jos și următoarea intersecție, de fapt, era deasupra, într-o parte nu vorbim. Următoarea mișcare, iată, era efectiv aici. Intrare. A fost mișcarea, s-a respins și s-a dus. Da. S-a schimbat direcția în crescătoare. O să... Ideea care este? Asta este un exemplu de parametri. 15 și 35. O să încercați ale voastre. Dumneavoastră spuneați că în... tranzacționați în M5 sau M5. Oare dacă ai depus două medii cu valori mici, doar că totuși diferit, una mai mare și alta mai mică, oare întrările o să fie mult întârziate peste? Sau o să meargă la fel respingerile și în time frame depus? Da, deja fiecare după maniera sa. Cuiva îi place să dea toată ziua la calculator. Cuiva din quadrat. El îi scrie transacția și își vede treaba. Fiecare își are de ce spuneți. În care categorie? A doua. Să nu stați chiar. Când stați în fața calculatorul, parcă ar mai merge un lot, două, trei, viață, nu? Încep. Eu răspund carusel. Am deschis, dar n-am deschis. De ce am deschis stările? Că m-am deschis de ce? Că am stat și m-am gândit și le-am cântărit și mă pare momentul în care te uiți la lunare. Ce faci? Fiecare mișcare a lunare îți vine ideea în cap. Uite, crește, poate totuși mi-ai dau. A, nu, gata, scale, nu mi-ai dau. Nu, totuși crește, de bine, totuși îi dau. Și a treia oară de-am totuși dat, de-am într-adevăr de-am uscat. Și sunt și putu, pe unul stai și te gândești. Stai, bun, de să analizezi direcții, intrare și da, o să strâns 5-6 tranzacții și încep traderul să analizezi direcții, intrare și vede tranzacții, vede istoricul pe grafic. Deci o deschis, aici s-a închis. Și încep. Direcția. Nu,
parcă era trend crescător orientat mai mult, ok, bun. Intrarea, da, teoretic, intrarea aici ar fi o străbată din India, deci și, nu știu, pur și simplu sunt niște lumânări rătășite și pe acolo sunt două, trei strele și nu rămas, cum am deschis eu. Care e intrarea? Singurul cum să se explice. Și ieșirea, pur și simplu manual, că am văzut că sunt arși înapoi. Și la urmă își pune întrebarea, concluzie, direcție, intrare, ieșire. De acord, mai că nimic nu era. Și apare ce? Cum deschideți vă și intră? Păi normal, fiindcă noi nu învățăm cum să fugim după preț. Noi învățăm cum? Normal. Poftim? Învățăm cum să întârziam? Nu, ați primești că nu trebuie, vă faci deja cu zi. Când deja când trebuie să faci... Când faci de urma prețului, exact. Dar noi învățăm cum? Că el se fugă după noi. El se fugă după noi. Nu, să mergem odată cu dânsul. Ar fi fain să fugă după noi, nu? Când îi bune să-i dăm acolo să fugă. Da. Am înțeles. Într-un final, ideea care este? Nu într-atât cunoștințele, deci mă repet, acum ați înțeles de ce, de exemplu, că am discutat o oră despre mediile mobile, corect? La partea practică, cât timp ne-a luat să discutăm despre mediile mobile? O sfert de oră s-a explicat, s-a arătat și după care fiecare au stat și au căutat să vadă semnale, corect? Care era rostul? O oră să discutăm, adică la partea practică, să discutăm atâtea detalii, care, da, ele sunt. Dar asta, știți că bucătarii mei au gustă mâncare și stă, să gândești ce ar mai trebui și ia pe leacă de sare și la gladita mai vasul mi-i pune așa, o țăr de sare. Iată, exact sarea și ei schimbă tot gustul meu mâncare. Iată așa, exact faptul că nu din simplu, dar opus exponențială și media puțin alimiat, dacă se schimbi radical mersul lucrurilor. De asta și nu intrăm în lux de amănunte, că ele nu sunt esențiale. De asta vă spuneam că partea practică este foarte bine structurată și e acea esență necesară pentru tranzacționare. Necesar ce este? Bineînțeles asta aici. Care mai e rost atunci? Pentru ce îți cunosc atâtea dacă nu vreau să fac bani? Îi cunosc. Dragă, le cunoaște. Ok. Ideea care este experiența. Care cât de mult noi poate am fi vrut să vă dăm, dar eu n-am cum experiența mea să vă dau sau fiecare din manager să vrem experiența noastră să vă dăm. Nu există asta. Deci fiecare noi trecem prin etapa asta, care îi spun eu de... Poftim? Individual. Etapa de experiență, care este